găsit! Nu foarte mulți oameni se pot lăuda cu un zâmbet perfect de la natură. Cele mai recente studii arată că mai mult de 50% dintre copii au nevoie de aparat dentar. Dinții strâmbi, distanțați sau înghesuiți reprezintă una dintre principalele probleme de sănătate și estetică dentară în rândul copiilor. La prima vedere, un aparat dentar poate părea incomod, dar în momentul în care tratamentul este terminat, dinții vor fi aliniați cum trebuie. Într-un cuvânt, perfecți. Dinții strâmbi sau care nu sunt aliniați corect sunt mai greu de întreținut și pot fi pierduți mai devreme din cauza carierii. Cam toate societățile internaționale de ortodonție recomandă ca un prim consult să se efectueze la vârsta de 7 ani, deoarece se consideră că această vârstă este vârsta la care copilul este suficient de compliant, suficient de înțelegător, ca să poată să intre și să urmeze un tratament ortodontic. Însă, dacă părinții observă orice fel de modificare, orice fel de defect sau anomalie sau un obicei, să spunem, la care copilul nu renunță de bunăvoie, atunci este bine să se prezinte mai din timp, pentru că aceste probleme pot să-și găsească rezolvare. Ca în orice ramură a medicinii, și în stomatologie și mai ales în ortodonție, există mituri. Într-adevăr, există acest mit, conform căruia, indiferent cât de strâmbi sau nealiniați ar fi dinții unui copil, trebuie să se aștepte până erupt toți dinții definitiv. Acesta este într-adevăr un mit doar, nu este nimic adevărat. Tratamentul ortodontic poate începe mai devreme, chiar dacă nu neapărat cu un aparat fix, cu brecheți montați fix pe dinți. Există și altfel de aparate care pot rezolva probleme chiar de la o vârstă mult mai mică. Adică nu trebuie așteptat până 11-12 ani, până erupt toți dinții definitiv, se poate începe un tratament mai devreme. Și chiar este recomandat. Aparatele ortodontice funcționează prin exercitarea unei presiuni ușoare asupra dinților și maxilarelor. Cât durează un astfel de tratament? Perioada de tratament ortodontic este foarte variabilă. De exemplu, dacă un copil intră în tratament la o vârstă mai fragedă, să zicem la 7-8 ani, atunci perioada în care va purta un aparat fix, dacă mai este cazul, va fi scurtată și tratamentul va fi mai ușor. Dacă un pacient copil intră în tratament cu un aparat fix la 11-12 ani, cam asta este vârsta la care se prezintă marea majoritatea părinților, din cauza mitului de care vorbeam, pentru că așteaptă să-i rupă toți dinții definitiv. Dacă pacientul vine la 11-12 ani, atunci este posibil să stea o perioadă mai lungă în tratament, pentru că nu s-au rezolvat anumite lucruri de la o vârstă mai fragedă. În cazul copiilor care pierd prematur dinți de lapte, există o soluție prin montarea menținătoarelor de spațiu. Menținătoarele de spațiu se pun în cazul copiilor care pierd prematur niște dinți de lapte, în special din zonele laterale. În cazul dentiției mixte, adică atunci când copilul are și dinți de lapte și dinți definitivi, în așteptarea erupției dinților definitiv, se montează aceste menținătoare de spațiu care, așa cum le spune și numele, au acest rol de a menține spațiul deschis și a împiedica migrarea dinților definitivi. Trebuie să știm că în momentul montării aparatului dentar se schimbă rutina igienizării. La toți pacienții purtători de aparate, igiena este extrem de importantă. Aș putea spune că este mai importantă decât în cazul pacienților sau, în fine, oamenilor care nu poartă aparat. De ce? Pentru că, în special la aparatele fixe, bricheții sunt foarte retentivi și retenționează resturi alimentare, care se și văd, dar retenționează și foarte multă placă bacteriană. Igiena trebuie să fie foarte corect efectuată, cu simț de răspundere și ideal ar fi să se efectueze după fiecare masă. Tratamentul ortodontic nu are limită de vârstă, însă cu cât tratamentul are loc mai devreme, cu atât problemele pot fi tratate mai rapid. Îndreptarea dinților era practicată încă din vremurile antice, deși ortodonția ca ramură a stomatologiei a apărut abia în anii 1880. Arheologii au descoperit cadavre mumificate ale oamenilor din antichitate, ce aveau benzi din metal neprelucrat în jurul dinților. Totodată, descoperirile făcute de un cercetător într-un mormânt roman din Egipt arată câțiva dinți legați cu o sârmă din aur, prima atestare documentară a unei mobilizări dentare. Totuși, în ceea ce privește apariția și evoluția ortodonției, marile descoperiri au venit mai târziu, în jurul anilor 1800. În primul rând, trebuie menționat părintele stomatologiei, Pierre Fauchard, care folosea pentru îndreptarea dinților un dispozitiv numit bandeau, o bucată de metal prețios în formă de potcoavă, ce avea rolul de a extinde arcada maxilarului. Lui Farrar, părintele ortodonției, îi datorăm inventarea aparatelor dentare, el fiind totodată și primul care a sugerat folosirea presiunii asupra dinților la intervale regulate pentru a-i îndrepta. La începutul anilor 1900, ortodonții foloseau aur, platină, oțel, argint sau cauciuc pentru a confecționa ligaturile, cârligele și buclele folosite pentru îndreptarea danturii. Cel mai des utilizat era aurul, datorită maleabilității sale. În anul 1929 a fost înființată prima comisie de specialitate, Comisia Americană a Ortodonților, iar în anii 40 oțelul inoxidabil a început să fie utilizat pe scară largă. Tehnica de aplicare a aparatelor dentare a fost aceeași până în anii 1970, când s-a descoperit o tehnică ce avea să revoluționeze istoria aparatelor: folosirea de adeziv pentru a lipi brecheții. După anii 1990, evoluția a fost exponențială. În zilele noastre, 33% din populația globului a purtat sau poartă aparat dentar. Caria de biberon este o formă severă de carie cauzată în principal de obiceiurile alimentare nesănătoase la vârsta copilăriei. Aceasta afectează în special dinții frontali superiori ai copiilor, chiar de la vârste foarte mici. Care este tratamentul și mai ales cum se poate preveni caria de biberon, aflați în materialul următor. Cea mai frecventă cauză a cariei de biberon este alimentația. Copilul stă chiar ore în șir cu biberonul în guriță, lichidele stagnează, iar dulcele favorizează la înmulțirea microbilor dăunători ce atacă smalțul dinților. Caria de biberon apare în mai multe stadii. În primul stadiu și cea mai ușoară formă apare începând cu vârsta de 10 luni și se prezintă sub forma unei pete albe cretoase. Iar cea mai gravă formă, distrugerea dinților din față, sus și jos, atât de mult încât dinții pot fi retezați până la gingie. Așadar, ideal este să prevenim apariția acestei forme de carie, care este foarte greu de tratat, mai ales la copiii de vârstă mică. Prevenția este realizată în primul rând prin informarea părinților asupra regulilor de igienă și alimentație corectă și asupra obiceiurilor nesănătoase ce trebuie evitate. De aceea sunt importante vizitele la medicul pedodont încă de la apariția primilor dinți de lapte. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.